Cum poate fi inversat procesul de îmbătrânire? John Thomas. Ciclul estrogenului și hormonilor la femei. Producția de estrogen începe să urce în cea de-a patra zi a ciclului menstrual și atinge apogeul în ziua a 12-a. Estrogenul determină endometrul din interiorul uterului să prolifereze, pregătindu-se astfel pentru fertilizare. Ovulația se produce în zilele 14-16, când în corpus luteum apare un folicul ovarian care va produce un ovul. Dacă procesul de ovulație nu se produce sau dacă corpus luteum nu reușește să se mențină până în ziua 26-a, estrogenul produs anterior generează sindromul premenstrual și favorizează apariția și creșterea tumorilor fibroide la nivelul sânilor sau al uterului. Femeile care folosesc pilulele anticoncepționale sau înlocuitoarea estrogenului experimentează o blocare a receptorilor și își pierd astfel controlul asupra vieții și a corpului lor. Din păcate, asistăm astăzi la o veritabilă epidemie a acestei afecțiuni, care, dacă este ignorată, pavează drumul către cancerele feminine și către osteoporoză. Precursorii racemizați ai hormonilor deschid receptorii și elimină hormonii analogi și periculoși din organism. Toate femeile aflate la menopauză suferă de o producție excesivă de estrogen, care le afectează oasele, provoacă pierderea părului, apariția ridurilor, pierderi de memorie și o minte confuză și eventual osteoporoză. Dietele nesănătoase și stresul. Nu există alimente sărace în substanțe nutritive, ci numai diete nesănătoase. Toate alimentele conțin energie. Efectele lor bune sau rele asupra corpului bioelectric sunt determinate de natura de energie și de amprenta lor electrică. Pentru a înțelege mai bine procesul de îmbătrânire, este necesar să aflăm în ce direcție se rotește energia alimentelor pe care le consumăm. Direcția procesului de rotire și intensitatea acestuia determină capacitatea alimentelor de a satisface senzația de foame și de a construi și susține țesuturile și oasele sănătoase. Calitatea hranei ingerate se măsoară în substanțe nutritive pe care le conțin alimentele. Oficial, se consideră că în măsura în care consumăm alimente afișate în listele cu substanțe nutritive, ne hrănim corect. Se consideră de asemenea că întreaga energie a substanțelor nutritive produce efecte pozitive asupra organismului nostru. Aceste presupuneri sunt incorecte. Se vorbește atât de mult de o alimentație nesănătoasă, tocmai pentru că suntem literalmente inundați de acest gen de mâncăruri. Oamenii identifică alimentele nesănătoase cu gustările rapide și cu restaurantele de tip fast food. Asocierea este cât se poate de corectă, dar noi preferăm să numim aceste alimente nesănătoase, considerând că expresia descrie mai bine despre ce este vorba. Asocierea este cât se poate de corectă, dar noi preferăm să numim aceste alimente nesănătoase, considerând că expresia descrie mai bine despre ce este vorba. Hrana nesănătoasă conține o energie orientată către stânga, care accelerează în mare măsură procesul de îmbătrânire. Dacă organismul nu reușește să digere sau să elimine această energie, el o izolează în restul sistemului prin acoperirea energiei toxice într-un depozit de grăsime pe care îl construiește special în acest scop. Varza este ușor de cultivat și crește pretutindeni. Poate fi cultivată în ghivece sau în grădină. Este o legumă non-hibridă. Mâncată în stare crudă, într-o salată sau servită direct sub formă de frunze, are un gust dulce și crocant. Îmbunătățește starea de sănătate a colonului și reduce bugetul alocat alimentației. Plantată în timpul verii, planta nu moare iarna dacă este acoperită cu paie. Frunzele de tătăneasă sunt delicioase. Rădăcinile plantei produc o mare cantitate de frunze, din care iese un spanac absolut divin, gătit la foc mic sau pe abur și dres cu ulei de măsline și oțet de mere. Frunzele de tătăneasă cresc în luna martie și sunt foarte bogate în substanțe nutritive. Măcinate, rădăcinile vindecă ulcerul. Deși administrația americană nu iubește deloc această plantă, animalele și oamenii o preferă.
Astfel, puii și caprele adoră tătănea sa. Planta este foarte bună pentru colon. Orice om care dorește să-și îmbunătățească starea de sănătate ar trebui să cultive tătăneasă. Este suficient să o plantați odată în grădină și ea va crește tot timpul. Alimentele nesănătoase din punct de vedere biologic modifică reacțiile biochimice din cauza amprentei lor energetice care se opune vieții. Ele distrug sau blochează principalele canale ale corpului, mutilând activitatea celulară. Din păcate, alimentele nesănătoase au capacitatea de a-și multiplica sfera inițială de influență prin transferul amprentei lor energetice la nivelul tuturor țesuturilor organismului. Transferul se produce pe nivelele energetice subtile ale corpului nostru. De aceea nu este greșit să echivalăm alimentele nesănătoase cu o otravă. Ele conțin calități radiomimetice care mimează efectul radiației nucleare asupra țesuturilor. Oamenii care mănâncă alimente artificiale sfârșesc întotdeauna prin a constata efectele dietei lor în oglindă. Alimentele nesănătoase au capacitatea de a-și modifica amprenta energetică, inclusiv după ce pătrund în organism. Prezența lor în tractul digestiv declanșează o serie de reacții perverse care dau naștere unor radicali liberi. Aceștia provoacă mari daune organelor vitale și în special ficatului și rinichilor. Amprenta energetică a acestor substanțe este atât de volatilă încât influențează câmpurile energetice ale organismului chiar din momentul în care interferează cu ele. Continuă apoi să modifice metabolismul normal până când sunt eliminate din sistem. Altfel spus, atâta vreme cât se află în interiorul sistemului, ele au o viață lor, diferită de cea a mediului în care trăiesc. Practic, este imposibil să elimini toate substanțele toxice din sistemul organic, întrucât acestea sunt omniprezente. Dieta pe bază de alimente nesănătoase conduce la acumularea câmpurilor energetice toxice la nivelul țesuturilor, al limfei și al sângelui. Rinichii au o importanță crucială pentru menținerea sănătății și merită să acordăm toată atenția celor elemente care îi afectează în sens negativ. Alimentele nesănătoase provoacă daune uriașe pe termen lung nefronilor rinichilor. Rinichii reprezintă cel de-al doilea organ ca importanță, după ficat, în eliminarea deșeurilor, iar declinul lor reprezintă o premisă a instalării cancerului și a altor boli grave. Taoismul susține că sistemul urinar este asociat cu elementul apă. Taoiștii cred că Jing, esența vieții, este continuată în apă. În convingerea lor, cheia tinereții fără bătrânețe este gestiunea atentă a elementului apă. Dacă ar fi să ne luăm după câinele lui Pavlov, digestia începe prin stimularea vizuală, înainte ca alimentul să pătrundă în gură. Altfel spus, fluxul sucurilor digestive din gură, stomac și intestine este asociat cu vederea și cu procesul de gândire. Digestia începe în gură prin procesul de masticație prin care hrana este amestecată cu salivă. Fluxul de salivă și cel al sucurilor digestive depinde de nivelul de hidratare al corpului. Dacă bem suficientă apă, vom produce suficientă salivă pentru a iniția acel proces de divizare a alimentelor pe care îl numim digestie. În plus, saliva lichefiază hrana astfel încât să poată fi înghițită fără probleme. Este extrem de important să ne obișnuim să bem o ceașcă de apă la fiecare oră atunci când suntem treji. Această obișnuință menține volumul necesar de fluid în organism și permite eliminarea deșeurilor. Băutul unei cantități cât mai mari de apă între mese este secretul care ne permite să evităm băutul apei în timpul meselor. Beți apă tot timpul zilei și evitați băutul oricăror lichide cu o jumătate de oră înainte, în timpul și cu o oră după mese. Dacă nu bem suficientă apă în timpul zilei, în organism se creează un deficit de sucuri digestive care limitează digestia. Băutul lichidelor în timpul meselor este extrem de destructiv. Acestea diluează sucurile gastrice care conțin enzime și acizi. Lichidele reci sunt suportate cu dificultate de corp, dar mai ales de stomac și de organele digestive.
Dacă în timpul unei mese bem lichide reci, acestea întârzie și pot chiar opri procesul de digestie. Temperatura corectă este una din premisele necesare pentru o bună desfășurare a reacțiilor biochimice, precum cele din stomac și din intestine. Temperaturile joase în tractul digestiv promovează bolile degenerative. Indigestia la femei este de multe ori asociată cu dezechilibrele hormonale. Altfel spus, funcționarea ficatului feminin depinde de buna funcționare a ovarelor, ceea ce explică de ce numărul femeilor care sunt supuse unor operații chirurgicale de eliminare a bilei este de 10 ori mai mare decât cel al bărbaților. Sucurile digestive reprezintă câmpuri energetice de mare putere, orientate către dreapta. Lichidele băute în timpul meselor diluează aceste sucuri și afectează întregul sistem digestiv. Hidratarea corectă a corpului accelerează circuitul sucurilor digestive și îmbunătățește în mod radical digestia. Ficatul și pancreasul își secretă sucurile specifice prin intermediul unor canale direct în duodenul intestinal, aflat chiar sub stomac. Acidul clorhidric este secretat în stomac de celulele care alcătuiesc căptușala interioară a acestuia. Pe măsură ce îmbătrânim, aceste celule își încetează activitatea. Scopul salivei este de a proteja enzimele din alimente, astfel încât acestea să nu fie distruse de către sucurile digestive din stomac și din tractul intestinal, dar nici să nu lezeze aceste organe. Dacă sunt expuse sucurile digestive într-un moment nepotrivit, catalizatorii biochimici își pierd operabilitatea. Natura a aranjat astfel lucrurile, încât sunt necesare 50 minute pentru a mânca un măr, dar numai 5 secunde pentru a-i bea sucul. Sucurile sunt un fel de sabie cu două tăișuri. De aceea vă recomandăm să le folosiți cu măsură. Glandele lipsite de canale își secretă hormonii direct în sânge care îi transportă în întregul organism. Nivelele reduse de hidratare a țesuturilor restricționează activitatea hormonală. Hormonii controlează procesul de îmbătrânire și vitalitatea. Pe măsură ce îmbătrânim, activitatea hormonală este încetinită. În timp, glandele lipsite de canale își opresc funcționarea. Urmează de regulă diagnosticul medicului. Scenariul îmbătrânirii nu constă în altceva decât într-o combinație de acumulare de deșeuri, o hidratare neadecvată, o activitate hormonală redusă și un ficat cu probleme. Deșeurile în exces încetinesc buna funcționare a organelor vitale și grăbesc drumul către mormânt. Semnele îmbătrânirii privite din afara organismului nu fac decât să reflecte realitatea interioară. Oamenii sunt creaturi conduse de hormoni. Încă de la concepție, aceștia dictează dacă noul născut va fi băiat sau fetiță. La rândul lor, creșterea și dezvoltarea sunt controlate tot de hormoni. Aceștia provoacă spectaculoasele schimbări din timpul pubertății, dar și cele de la menopauză și andropauză. Hormonii joacă un rol central în procesul de îmbătrânire, dar și în cel de reîntinerire, implicând întregul organism și toate subsistemele sale. Folosirea regulată a precursorilor racemizați ai hormonilor vă poate ajuta să vă păstrați echilibrul hormonal atât de necesar. Un precursor este ceva care precede altceva. Spre exemplu, noi mâncăm morcov pentru a obține beta-carotenul, care reprezintă un precursor natural al vitaminei A. Precursorii nu presupun niciun fel de risc și nu incubă niciunul din pericolele la care ne supunem dacă ingerăm hormoni. În forma lor racemizată, precursorii hormonilor produc rezultate fantastice, deopotrivă la bărbați și la femei. Există 3 precursori racemizați diferiți, necesari pentru păstrarea echilibrului sistemului organic uman. Nu folosiți niciodată hormoni propriu-ziși, inclusiv pilule anticoncepționale sau suplimenți pe bază de estrogen. Femeile trebuie să folosească alți precursori decât bărbații. Aceștia, din urmă, sunt preocupați mai degrabă de prostată, potența sexuală și chelire. Excesele hormonale accelerează procesul de îmbătrânire și provoacă îmbolnăvirea de cancer, atât în cazul bărbaților, cât și în cel al femeilor. Cremele pe bază de iam sălbatic sunt cunoscute de mulți ani. Cele mai multe nu sunt bune de nimic, altele au anumite efecte, dar minore.
Refacerea echilibrului hormonal presupune un proces de racemizare a ingredientelor biologic active, astfel încât ficatul să fie protejat de corticosteroizi înainte de oxidarea lor în interiorul organismului. Stresul sau circumstanțele neplăcute afectează în mare măsură producția de hormoni, dar și procesul de digestie-absorție. Mesele liniștite, dublate de conversații plăcute, sunt vitale pentru o bună sănătate. Din păcate, foarte puțini oameni mai mănâncă astfel în zilele noastre. Regula au devenit mesele luate pe fugă, iar circumstanțele în care mâncăm corespund rareori idealului. Oamenii mănâncă rapid, abia mai au timp să mestece și își completează dieta cu băuturi reci, în mijlocul unei atmosfere zgomotoase și confuze. Efectele meselor ultra-rapide asupra sănătății sunt mortale, chiar dacă ați mâncat cea mai bună hrană posibilă. Pavlov a făcut experimente pe câini. Aceștia sunt recunoscuți pentru capacitatea lor de a-și înghiți rapid hrana. Pavlov a descoperit că enzimele digestive ale câinilor începeau să fie secretate de îndată ce suna clopoțelul care anunța masa. Cam la fel stau lucrurile și cu oamenii moderni. Având în vedere că digestia este un proces stresant pentru organism, atunci când sună clopoțelul, începeți prin a vă pregăti. O masă ar trebui să fie o sărbătoare a forțelor spirituale, mentale și fizice. Digestia determină organismul să cheltuiască energie pentru a obține apoi mai multă energie. Alimentele nesănătoase creează un deficit energetic. Hrana nedigerată produce gaze și balonări. Lipsa enzimelor viabile și a hormonilor înrăutățește și mai mult lucrurile. Alimentele nedigerate se transformă într-o energie orientată către stânga. În intestinele constipate și anaerobe și în colon, bacteriile transformă hrana nedigerată în gaze și în deșeuri toxice mortale, care conduc în timp la boli degenerative. Atmosfera de la masă, enzimele digestive, calitatea alimentelor și hormonii controlează sănătatea. Gazele, îndeoseb cele extrem de urât mirositoare, reprezintă un excelent indicator al stării de echilibru a organelor vitale și a tractului digestiv. Cu cât gazele sunt mai urât mirositoare, cu atât mai preocupați ar trebui să fim, căci este limpede că lucrurile nu sunt în regulă. Gazele în exces sau foarte urât mirositoare indică o supraîncărcare sistemică a organismului și trebuie considerate anormale. Carnea putrezită este un aliment necrotic. În sine, carnea este prelevată de la animale moarte, dar nu este necrotică. Într-un mediu digestiv constipat, neaerat, carnea de toate tipurile și brânza intră însă într-un proces de putrefacție și produc toxine extrem de periculoase și gaze intestinale. Mesele luate în condiții de stres încurajează mediul anaerob și accentuează producția de gaze urât-mirositoare. Un mediu anaerob este un mediu specific cancerului. Gazele nu trebuie să aibă niciodată miros de brânză stricată. Warburg, dublu laureat al premiului Nobel, a primit în anul 1931 unul dintre cele două premii pentru cercetările făcute asupra unuia din factorii vitali care permit apariția cancerului. Cancerul are o cauză principală, și anume înlocuirea respirației aerobe a celulelor cu o respirație anaerobă. Dr. Max Gerson, despre care am vorbit anterior, a făcut o serie de studii pentru a stabili rolul sodiului în apariția cancerului. Atât Warburg cât și Gerson au fost de acord că proliferarea celulelor canceroase se face într-un mediu neoxigenat și bogat în radicali liberi. Cancerul nu poate apărea într-un mediu bogat în oxigen. Exercițiile aerobice moderate, urmate de un automasaj limfatic cu ajutorul unui roller pentru limfă, pot face minuni pentru un corp bolnav. Este imposibil să evităm sodiul, căci acesta este omniprezent în natură. Îl găsim în aproape toate alimentele preparate, dar și în apa furnizată de marile orașe. Dacă simțiți nevoia să mâncați sărat, înseamnă că suferiți de așa numitul sindrom al sării. Un organism care tânjește după sare este sărac în ioni ai mineralelor. Un program complet de detoxificare, care să includă și eliminarea a pietrelor de la ficat,
este extrem de util în restabilirea echilibrului ionic al țesuturilor. Sarea de bucătărie nu trebuie folosită în exces. Mai mult, ea ar trebui chiar complet evitată, căci este mortală pentru celulele corpului și pentru bacteriile care produc moleculele noastre energetice necesare digestiei. Senzația de sete după masă indică o subhidratare, o alimentație prea sărată sau tensiuni la nivelul adrenalelor ori ale pancreasului. Personal folosesc combinații din plante și ierburi marine pe care le presar pe mâncare, alături de săruri de mare racemizate. Cea mai importantă funcție a apei este aceea de a acționa ca un solvent și ca o sursă de electroni liberi. Privită din această perspectivă, eficacitatea apei poate fi măsurată prin potențialul ei de oxidare. Apa trebuie să poarte energia către celule și să conducă produsii final toxice ai metabolismului în afara sistemului. Atunci când bem o apă cu un indice POR slab, nesănătoasă din punct de vedere biologic, cum ar fi apa distilată, apa de la robinet, cea obținută prin osmoză inversată, ozonată sau filtrată în mod obișnuit, noi ne opunem propriei sănătăți și creăm condiții favorabile acumulării de excese, care sfârșesc prin a conduce la așa numitele boli ale deficiențelor. Plantele cultivate acasă sunt calea cea mai ieftină către o stare perfectă de sănătate, accesibilă inclusiv săracilor. Cei bogați pot beneficia la rândul lor de pe urma acestei alimentații corecte. Dacă nu aveți o grădină, puteți cultiva legume în ghivece, în bidoane de plastic, etc. Este uimitor cât de multe plante pot fi crescute în acest fel. În afara plăcerii de a o cultiva personal, realitatea este că alimentele pe care le găsim în comerț nu oferă prea multe alternative pentru un mod de viață sănătos. Dacă aveți posibilitatea, integrați-vă într-un club al cultivatorilor de plante organice. Mulți oferă spațiu pentru închirierea în grădinile lor, care au un sol bogat și curat din punct de vedere chimic. La fel de bine, puteți arenda o anumită suprafață unei persoane interesate să cultive pământul. Există mulți oameni vârstnici care au timpul necesar și care doresc să facă ceva, cu atât mai mult cu cât este vorba de cultivarea unor alimente mult mai sănătoase decât cele oferite de piață. Nu puțin sunt deja specializați în grădinărit. Sfatul meu este să plătiți bine, căci grădinăritul nu este o muncă ușoară. Oamenii își merită banii, iar dumneavoastră aveți nevoie de legume proaspete. Grădinăritul presupune multă activitate fizică și reprezintă o manieră excelentă de a vă menține în formă. Munca grea este foarte recomandabilă pentru corp. În plus, uneltele agricole manuale sunt necostisitoare și nu poluează. În cazul celor care nu se pot ocupa de această activitate, există magazine specializate în vânzarea de alimente organice. Există chiar fermieri care practică agricultura organică, ce fac livrări la domiciliu sau care au puncte de desfacere în marile orașe. Dacă doriți să vă ocupați de grădinărit, este bine să știți cum trebuie să amestecați materiile organice folosite ca îngrășământ. Metoda corectă de amestecare a materiilor organice controlează procesul de descompunere chimică, astfel încât să obțineți în final un produs cu o înaltă valoare energetică. Mediul aerob creează un amestec organic cu o energie orientată către dreapta. Amestecurile organice încărcate pozitiv catalizează la nivelul solului o serie de reacții energetice benefice pentru sănătatea umană. Descompunerea controlată a furajelor din ierburi, buruienilor, frunzelor, bălegarului și a celorlalte materii organice folosite ca îngrășăminte nu generează mirosuri neplăcute decât dacă devin anaerobe. Mediul anaerob de depozitare este cel care produce mirosul neplăcut al îngrășămintelor organice, la fel ca și cel al fecalelor umane. Pentru a inițializa procesul de descompunere, începeți întotdeauna cu materii organice lichefiate din bălegar de vacă sau din găinați de pui. Un îngrășământ organic înseamnă ceva mai mult decât un simplu amestec de deșeuri maronii. El este o sursă de forță a vieții pentru grădina dumneavoastră. Grădinăritul reprezintă o terapie minunată pentru corp, minte și spirit. El simplifică viața și vă ajută să vă focalizați energiile asupra unor obiceiuri sănătoase. Cine se îndrăgostește de această activitate nu mai renunță niciodată la ea.
Pașaportul dumneavoastră către tinerețea fără bătrânețe este asigurat de hrana vie și de apa biologic activă. Cum ne putem regăsi tinerețea? Mâncați cât mai multe alimente organice, cultivați plante în grădina personală, evitați sarea de bucătărie, folosiți minerale marine, faceți cât mai multe exerciții fizice, evitați alcoolul și băuturile răcoritoare carbogazoase, mâncați legume crude, evitați toate alimentele prelucrate, beți cât mai multă apă de izvor, dormiți atât cât simte nevoia organismul, evitați lichidele în timpul meselor, evitați zahărul, mestecați lichidele și mestecați substanțele solide până când devin lichide. 90% din activitățile dumneavoastră contează în procesul de reîntinerire. Inversarea îmbătrânirii presupune focalizare și angajament, căci corpul este bătrân și lent, iar dumneavoastră nu sunteți încă tânăr. Urmați sfaturile descrise mai sus și integrați informațiile prezentate în această carte și veți redeveni astfel tineri. Apa de argint. Puține leziuni provoacă traume și dureri atât de mari precum cele ale pacienților arși. Din punct de vedere medical, problema este legată de infecții. Din punct de vedere social, cicatricele care rămân sunt extrem de neplăcute. Atât infecțiile cât și cicatricele sunt efecte ale energiei. Pentru a ușura durerea și a preveni infecțiile, chiar și în cazul arsurilor de gradul 3, vă recomand apa de argint armonică. Apa de argint armonică este o amprentă energetică și vibrațională benefică pentru organismul uman. Dacă se așează cataplasme cu această apă peste țesuturile arse, sau dacă este luată oral, amprenta energetică este transferată organismului. Orice proces de vindecare presupune o rezonanță și un transfer de energie. Se afirmă că o soluție coloidală de argint este cu atât mai bună, cu cât conține mai multe părți per milion de argint. Acest lucru nu este adevărat. Este extrem de important ca ionii de argint să fie menținuți la un nivel de sub 1 pentru a nu intoxica cu metal organismul. Apa de argint folosește frecvențe de vibrație argintului în doze homeopatice. Fundamentul sănătății este echilibrul în toate activitățile. Faceți totul cu moderație. Saturația mai presus de dorință. Împlinirea unui instinct primar. Ce senzație poate fi mai presus de cea a unui stomac plin după o masă perfectă? Cu siguranță, mâncarea este una din marile plăceri ale vieții. Ce arome, ce priveliști, ce gusturi! Merită să trăiești pentru asemenea lucruri. Din păcate, mânați de dorința noastră de a ne satisface o nevoie fiziologică primară, noi semănăm singur semințele îmbătrânirii și ale morții. Alimentația necesită o anumită perioadă de timp pentru ca digestia să fie încheiată. Dacă mâncăm prea mult sau prea curând după o masă anterioară, corpul suferă de așa zisul șoc al supraîncărcării. Orice tip de șoc supune organele vitale, ficatul, tiroida, adrenalele, rinichii, paratiroida, pancreasul, glanda pituitară și organele sexuale, unor tensiuni. Merită să ne focalizăm atenția asupra șocului alimentar, întrucât acesta accelerează procesul de îmbătrânire. Oamenii adoră să ia tot timpul ceva în gură. Ei apelează la gustări, fie pentru că le este foame, fie dintr-o obișnuință personală sau socială. Experții susțin că este recomandabil să mâncăm la fiecare câteva ore. Ei afirmă că mesele dese cu cantități mici de mâncare induc mai puține tensiuni sistemului organic și au efecte benefice asupra sănătății noastre. Mai mult, insist asupra faptului că aceste gustări mențin constant nivelul de zahăr în sânge și chiar că ele cresc productivitatea muncii. Din păcate, experții se înșală. Toate aceste afirmații nu sunt adevărate. Ele nu au fost niciodată adevărate. Să ne oprim o clipă și să analizăm ce se întâmplă cu corpul atunci când mâncăm prea mult sau prea des, chiar dacă este vorba de niște simple gustări. De altfel, gustările nu sunt altceva decât niște mese obișnuite, dar ceva mai reduse cantitativ. Alimentația induce organismului o stare de stres, căci presupune un proces de digestie. Digestia este procesul metabolic care antrenează cea mai mare cantitate de energie personală din partea corpului fizic.
Moleculele energetice ale alimentelor trebuie descompuse, transportate și reasamblate în forme energetice noi, care să poată fi folosite în organism. Substanțele inutile trebuie depozitate sau eliminate. Ori de câte ori mâncăm, noi apelăm la depozitul nostru energetic de unde împrumutăm o parte din rezerva de care dispunem. Dacă energia furnizată de alimentele digerate nu înlocuiește cu dobândă energia împrumutată, ajungem să suferim de un deficit energetic reflectat în pierderea sănătății și a vitalității organelor vitale. Organele vitale au o capacitate și o rezistență limitate. Ele necesită odihnă între mese. Dacă nu li se asigură această odihnă în mod regulat, ele sunt supuse unui stres îngrozitor. Alimentația între mese sau la intervale de timp mai dese de 4 ore conduce la pierderea capacității de regenerare a organelor vitale și a glandelor. Stresul alimentar creează o serie involuntară de reacții în interiorul corpului, întrucât acesta nu are altă alternativă decât aceea de a procesa materiile prime pe care le-a primit, chiar dacă acest proces se dovedește în detrimentul său. Atunci când este hrănit prea mult, prea des, sau când este forțat să prelucreze alimente nesănătoase, corpul nu are de ales decât să-și facă datoria, chiar dacă nu beneficiază de pe urma acestor procese. La fel ca și alimentele nesănătoase, gustările rapide supraîncarcă organele vitale cu deșeuri, dezechilibrează sistemul hormonal, distruge vitalitatea, afectează producția de enzime și, atotputernic, pe scurt, generează un proces de îmbătrânire. O altă forță energetică puternică ce amplifică aceste efecte este stresul mental. Energia stresului nu se pierde niciodată. Ea nu face decât să schimbe forma. În cazul de față, tinerețea este înlocuită de bătrânețe. Trofia și diabetul. Stresul digestiv conduce la un fenomen de trofie la nivelul organelor vitale. Trofia înseamnă o schimbare generală de alimentație. Dacă îi aplicăm prefixul hiper sau hipo, ne referim la o modificare a activității fiziologice care se situează peste sau sub norma medie. Atât tulburările hiper, cât și cele hipo, conduc la disfuncții și dezechilibre la nivelul organelor interne. Spre exemplu, hipoglicemia se referă la o tulburare cunoscută de regulă sub numele de conținut redus de zahăr în sânge. Dacă analizăm cuvântul, constatăm că acesta este alcătuit din prefixul hipo, tulburare datorată unei reduceri a activității, glic, dulce și emia, care aparține sângelui. Organele corpului uman sunt interdependente. De aceea, dacă o glandă este afectată, sunt afectate și celelalte glande. Tulburările de sănătate sunt întotdeauna multiple. O boală nu este niciodată singulară. Bolile sunt întotdeauna simptomatice, fiind tulburări secundare ce indică tensiuni la nivelul organelor vitale, dezechilibre hormonale și prezența unor excese în organism. Auzim deseori vorbindu-se de boli și de tulburări ale deficiențelor, dar în realitate nu există așa ceva. Întregul concept derivă din perioada de pionierat a medicinii alopatice și mai ales a influenței infamei teorii asupra agriculturii, numită legea minimului. La fel ca și în cazul teoriei incorrecte ale lui Pasteur, referitoare la cauzele bolilor, știința medicală a adoptat și teoria eronată referitoare la nutriție. Nutriționiștii clinici continuă să perpetueze și astăzi această teorie eronată, promovând ideea că bolile se datorează deficiențelor. Așa cum se înșală experții în domeniul medical, la fel se înșeală și cei care se ocupă de domeniile alternative ale perpetuării vieții. Bolile sunt chiar opusul credinței populare. Ele reprezintă manifestări ale unor excese în interiorul organismului. Excesele se manifestă întotdeauna sub formă de deficiențe. Ele sunt dezechilibre ale câmpurilor energetice care modifică starea de sănătate la nivel subtil. Tulburările puse pe seama deficiențelor apar atunci când excesele de energie toxică depășesc capacitatea naturală a organismului de a le compensa. Spre exemplu, știința medicală susține că diabeticii suferă de un deficit al hormonului numit insulină. Ea îi clasifică pe acești bolnavi, numindu-i intoleranți la glucoză sau insulinorezistenți.
În realitate, diabeticii suferă de un exces de substanțe toxice în țesuturile și fluidele corpului. Corpul lor păstrează carbonul din zahăr care circulă prin sânge pentru a atenua deșeurile acide care circulă prin sistem. Zahărul este o moleculă de carbon. Atomii de carbon acționează ca un tampon, moderând întreaga viață pe Pământ. Cu alte cuvinte, problema diabeticilor este legată de toxinele în exces și de problemele hormonale. În cazul femeilor, factorul care declanșează diabetul este întotdeauna de natură hormonală, datorându-se predominanței estrogenului și blocării receptorilor, adică unui dezechilibru cumulativ, rezultat ca urmare a substanțelor analoage estrogenului. Acestea se găsesc în carne, lapte, brânză, materialele din plastic folosite pentru ambalarea produselor alimentare și pesticidelor împrăștiate pe câmpuri. Normalizarea tulburării diabetice este ușor de atins dacă suferindul își dorește cu adevărat să atingă starea de apogeu a sănătății sale. Problemele diabeticilor de tip 1 sunt asociate cu substanțe superantigene. Există un număr infinit de dovezi medicale care atestă pericolele imunizării. 75% din copiii care suferă de diabet sau de tulburări ale auzului au fost atacați de virusuri și bacterii patogene mutante sau de proteine din seruri introduse în corpurile sănătoase ale copiilor de către niște oameni nebuni. Deblocarea receptorilor neurologici și hormonali îi permite corpului să se vindece și este o terapie inevitabilă pentru toți oamenii bolnavi. În loc să vă faceți griji legate de microbi care vă pot afecta copiii, mai bine detoxificați-le corpurile micuțe și hrăniți-le cu superalimente pentru a le dinamiza sistemul imunitar, astfel încât bolile, fie ele contagioase sau nu, să nu îi poată ataca. Secretul constă în controlul corpului. 50 de milioane de oameni suferă de diabet clinic sau subclinic. Incapacitatea științei de a înțelege această boală la nivel subtil, energetic, conduce la perpetuarea și amplificarea suferinței. De aceea, acțiunea independentă, fără binecuvântarea autorităților medicale, este o premisă absolut necesară pentru revenirea la o stare bună de sănătate. Nu vă mai bazați pe alții, gândiți de unul singur. Să recapitulăm. Nu există boli ale deficiențelor, ci doar excese. Mai mult, procesul de îmbătrânire este o tulburare cumulativă, iar moartea o confirmare a exceselor care nu au putut fi controlate. Organele vitale funcționează la fel ca giroscoapele de pe un vas. Ele ne mențin pe linia de plutire, gestionând schimbările care se produc în interiorul corpului. Dacă nu le sabotăm prin intermediul gustărilor noastre neîncetate, al alimentelor nesănătoase, al apei toxice, al deșeurilor în exces și al substanțelor analoage hormonilor, ele ne vor menține o stare de sănătate optimă. Felul în care ne simțim nu reprezintă un barometru foarte exact al adevăratei noastre stări de sănătate. Cu mult înainte ca semnele bolii să devină vizibile, forțele negative lucrează deja pe nivelele energetice subtile. Cea mai bună dovadă sunt toți acei oameni bolnavi subclinic, din care unii aflați deja pe patul de moarte, care ieri se simțeau foarte bine. Decalajul dintre manifestarea bolii și instalarea ei poate fi de circa 20 de ani.